E ce fac concurenții noștri înainte de a începe live-ul. O vedem aici pe Iuliana, alături de mame. Ce faci, Iuliana, cum ești? Sunt foarte bine. Stăteam cu Mariana și cu doamna Daniela să mă ridic. Eu știu că astăzi tu ai fost la coafor, te-ai răsfățat. Da, ne-am răsfățat, am fost împreună cu Delia, a fost foarte frumos. A fost ca da o prințesă, chiar ne-a plăcut foarte mult. Și doamna este foarte, foarte drăguță, a ales un salon, echipa super tare. Mă bucur că sunteți încântate, este despre voi săptămâna aceasta și mă gândeam dacă i-ai cerut doamnei sugestii, dacă te-ai gândit cum o să-ți faci părul sau nu știu, la ce te-ai gândit tu? Nu i-am cerut doamnei sugestii, într-adevăr, pentru că eu vreau să mă consult cu specialiștii de acolo și în funcție de rochie și de accesorii, atunci o să-mi spună ce coafură mi s-ar potrivi cel mai bine. Am o idee în cap. La ce te-ai gândit? M-am gândit la o coafură foarte lejeră, o să merg pe clasic, foarte simplă. Nu o să mă machiez foarte mult, pentru că doar să-mi scot trăsăturile în evidență și cam atât. Uite, chiar vreau să le spunem și celor de acasă. Astăzi o să vedem în premieră proba rochilor de... mult succes.